Atenție, profit doar că am o voce mai... Nu e nevoie de microfon. Salutăm prezența președintelui Federației Române de Tenis, George Cosac, care nu putea să rateze în acest moment. Bună ziua tuturor! Sigur că după discursul impresionant al domnului profesor este greu să vorbești și să scoți în evidență toate calitățile și tot ce a realizat domnul Bătășescu. Dar vă rog să-mi permite să citesc ce scrie pe aceste distincții primite de domnul Bătășescu de-a lungul timpului. Nu sunt foarte vechi. Una e semnată chiar de mine în 2015 și scrie așa: se acordă domnului antrenor emerit Eugen Bătășescu în semn de înaltă apreciere pentru o viață dedicată tenisului. Eram președinte. Avem una mai importantă, semnată de domnul Țiriac, în perioada în care dânsul era președinte. E vorba de 2020, în care scrie așa: se acordă domnului Eugen Bătășescu, antrenor emerit de tenis, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea tenisului în România, cu deosebit respect și aprecierea noastră necondiționată, președinte Ion Țiriac. De asemenea, mai aveți din partea celei mai bune jucătoare de tenis din România un tricou cu dedicație pentru domnul Eugen Bătășescu, semnează Simona Halep. Din păcate, domnul Țiriac nu este în țară, Simona, după cum știți, nu este în țară, domnul Năstase, care v-a întâmpinat anul trecut, regretă, dar de asemenea nu se află în apropiere. Așa că eu, domnul Curcă și domnul Sândulescu, ca și reprezentanții Federației și domnul... mai sunt doi domni aici, scuze. Colegii mei, foștii mei colegi, încercăm să-i sublinim. De asemenea, astăzi, trofeul acesta urmează să-l primiți, nu l-ați primit încă. Mi-am permis să scriu locul 1, că toate sunt în semn de recunoștință. Și scrie aici, domnul Eugen Bătășescu, locul 1 pentru cel mai longeviv antrenor de tenis. Și acum, în paranteză, aș vrea să vă zic două cuvinte. La meciul de Cupa Federației desfășurat anul acesta în Polonia, organizatorii au invitat, după ei, pe cel mai vârstnic antrenor în viață, era un ucrainean în vârstă de 90 de ani, care să schimbe și să cunoască pe tinerii jucători. N-aveau de unde să știe că noi îl avem pe domnul Bătășescu, care a scos mult mai mulți campioni și care era, să zic, foarte bătrân când dânsul începea să meargă sau când dânsul nu mergea, că așa se zice, nu e vorba de vârstă. Deci domnul Bătășescu, aveți toate aprecierile noastre, toată recunoștința. Și în încheiere aș dori să mai spun ceva. Acum 4 sau 5 ani când mi-ați dat telefon: domnul Cosac, haideți aici la Vâlcea. Vin la Vâlcea, la domnul. Da, domnul Bătășescu. Ce, domnul Cosac, toți banii pe care am adunat, vreau să fac o sală de tenis sau să cumpăr un balon de tenis. Să las ceva tenisului. Păi domnul Bătășescu a lăsat nenumărați campioni, a lăsat nenumărate caractere. A educat foarte mulți. Eu am avut șansa să joc în Germania cu Mădălina Alexe. Îmi pare rău că nu e Mădălina. Chiar am întrebat, zic, Mădălina e pe aici, că nu mai recunosc. Am jucat acum vreo 30 de ani cu ea. Pe domnul Bătășescu nu știu decât de vreo 45 de ani, că sunt mai tineri. Ce să fac? Profesorul Vășie de 72. Deci domnul Bătășescu mă sună, vin la Vâlcea, mergem la domnul primar, erau niște trepte într-o clădire veche foarte frumoasă, trepte neregulate, abia urcat noi, domnul Bătășescu era în fața noastră. Haideți, haideți. Nu vreau un pic de pauză. Nu. Ca să vedeți că în afară de campion și caractere, s-a până la ultimul bănuț dedicat tenisului. A reușit să cumpere acel balon și aici aș vrea să-l aplaudăm și pe domnul Emil, care are grijă de dânsul și care se ocupă. Sigur, nu cunosc toate desfăturile și toți prietenii domnului Bătășescu, dar din ce am simțit noi, domnul Emil este unul dintre cei care îl iubesc cu adevărat, ca să nu zic mai multe. Poți să-l de suflet. Da. Vă mulțumesc foarte mult și
Vă rog să-mi permite să vă ofer acest trofeu. Cu locul 1, ca... Uitați aici. Hai cum mă dau aici. Aici, gata. Cu drag din tot sufletul. Și da. Ușor. Da. Unde o punem aici pe masă? Stați să o punem aici. Așa, perfect. Gata. Frumos și gestul dumneavoastră că v-ați deplasat până la poliție. Da, nu, am venit de mult. Vă mulțumim pentru sănătate. Îmi pare rău că nu v-am adus și dumneavoastră o distinție, dar cu adevărat, cu merită. La 105 ani. La 105 ani. La 105 ani. Să fim împreună, domnule. Da. Mulțumesc. Ceva. Dacă puteți merge la Guinness. Da, ce este? Dacă în Polonia se pune. Da, de bucăsac, de căsac. Ai, de câte ori? A venit, cred că de...